atunci viața noastră poate să devină mai simplă și mai ușoară vis-a-vis de raportul nostru cu fluxul de care vorbeai. Condițiile de creativitate destinală nu țin de o conjunctură locală. Cel care se bagă în fața noastră la intersecție este întâmpinat cu firea al dracului că era voia mea să fiu primul intersecție. Nici o poveste. Și destinația. Unde Dumnezeu ajungem? Îmbătrânirea, boala și moartea fac parte din natura noastră și astea în sine sunt circumstanțe în fața cărora e dificil să ne predăm. Ce fac oamenii aia acolo? Își autoimpun forme sacrificiale de pierdere astfel încât să nu li se mai administreze, adică cine să nu, universul să nu-ți mai dea forme de rău. Seara și bine ați venit la un nou episod al podcastului Excelent de Bine. Sunt Raicu Kuzmanovici și vă invit să rămâneți pe acest podcast, pe acest canal, să urmăriți și celelalte podcasturi apăsând pe acel buton minunat roșu pe care scrie subscribe, astfel încât să primiți informații de fiecare dată când urcăm ceva pe canalul ăsta, ceva nou, ceva interesant, întotdeauna ceva interesant și ceva nou. Astăzi în această emisiune am un invitat deosebit și special, pentru că prima dată am fost eu invitatul lui la televiziune, care acum nu mai există, dar informația rămâne întotdeauna, și unde am avut chiar o poveste frumoasă care a curs foarte frumos, o emisiune care mie mi-a rămas întipărită în minte într-un mod deosebit. Și atunci, având în vedere că am acest podcast și acum am eu televiziunea mea, mi-am dorit de foarte mult timp să îl aduc, pentru că face lucruri foarte interesante, pentru că este psiholog, face psihoterapie, dar nu despre asta este vorba, ci pentru că, într-adevăr, ceea ce spune atinge sufletele noastre. Este vorba de Matei Georgescu. Bună seara și bine ai venit, Matei, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația și ai strecurat-o în programul tău. Da, cum să nu vin, dragă Raicu. Când te-am întâlnit și să încep cu o atingere de suflete, am simțit și am văzut în tine și am văzut și astăzi gesturi care sunt, din păcate, din ce în ce mai rare, gesturi care decurg dintr-o energie de rafinament și de gentilețe care în sine este o valoare de transmis. Să te ridici când ai sesizat că o doamnă nu se descurca în deschisul unei uși și să o faci spontan. Despre asta e vorba. Și indică o capacitate de a fi atent către ceilalți. De altfel, te-am perceput și acum revin, este atingerea de suflet inițială, ca venind din marea diplomație a umanității. Da. Există și rădăcini, cum să zic, instituționale în familia ta pe tema asta. Da. Se transmite însă, iar diplomația nu e o carieră, este ceva care există dinainte. Da, cred că tata și-a îndeplinit destinul și misiunea devenind diplomat și a devenit, știi cum se spune, pur întâmplător între ghilimele, adică de la un jurist s-a dus, a dat examen, se dădea examen ca să intri în diplomație atunci și efectiv era ceva ce îi venea mănușă. Și am crescut în lumea asta, adică n-am cunoscut altfel, n-am știut altfel cum este ce este, pentru că așa am evoluat, așa am fost educat și nu sunt lucruri, să zic așa, pentru care faci efort, ci vin de la sine.
e o chestie care vine, hai să zic așa, natural. Natural. Nu ne-am văzut de mult. Chiar de mult. Și dăm voie să încep într-o ordine autentică și confesiune. Te simt puțin obosit la ora asta, după o zi de muncă, oricum. Nu știu dacă mă înșel. Nu te înșel că astăzi sunt la a treia filmare deja. Așa la că... a treia? Da. Wow, a da, treia, da. E ceva. E ceva, așa că... Ieri am avut iarăși filmări și atunci posibil că s-a adunat. Da, și spun asta nu pentru a începe într-o cheie a realității cotidiene. Exact. Oboseli simțim cu toții și mai ales forme, să zicem, de poate oboseală emoțională uneori. Mm-hmm. Și atunci să mergem la cheia întâlnirilor pe care tu, prin așa, televiziunea ta, RKPA, le faci. Sunt și aici, îmi spuneai, în proximitate, oameni care o duc bine. Da. Da? O duc bine. Când ai spus o duc bine, știi ce am văzut? Spune. Un om care are în spate un sac consistent, exact, care la un moment dat, sigur, oscilează în greutate, dar îl duce, bine. Bine, da, da. Cu bine. Da. Adică uneori mai cade pe jos, se odihnească, se ridică și merge mai departe. Imaginea aceasta poate că este stranie, dar indică totuși presiunile la care suntem supuși cu toții. Cu siguranță. Mai devreme sau mai târziu, într-o zi, că nu cred că e cineva scutit. Și în sensul acesta, chestiunea este, deci, a o duce bine. Nu ajungem să avem, cred, momente în care lăsăm bagajul. Pentru că suntem ființe de bagaj. Nu cred că unul dintre noi sau cei care ascultă a avut o experiență de călugărie, așa cum mi-au povestit destui, în care se duc acolo din 10 valize, iau doar 2, ajung la mănăstire, iar starețul le aruncă și rămân cu un schimb de lenjerie intimă și atât. Da. Asta da, lipsă de bagaj și atunci lipsă de presiune, dar nu știu dacă suntem, nu știu, cred că viața de călugă e o soluție, dar oricum păstrăm bagaje și atunci dusul ăsta. Știi cum e? Eu așa spun, pentru cine îmbrățișează este viața, pentru el este menit. Dar cred că în viață, pe de altă parte, chiar dacă ne descotorosim de niște bagaje, după aia tot luăm altele. Că de fiecare dată când chiar zilele astea mi se strecoară acest subiect al transformării, să ne transformăm și planeta asta și omenirea asta se transformă și multe persoane cu care m-am întâlnit tot așa, din întâmplare, ajungem pe subiectul acesta. Și eu cred că în momentul în care pășim pe acea conștient pe această cale a transformării, ne descosotorosim de niște bagaje, dar iminent facem loc pentru altele. Da. Dar mi-a plăcut imaginea asta, o duci bine în cărcă. Ideea este să nu lăsăm să apese foarte mult, să știm când să ne oprim, să facem pauze. Declarativ suntem de acord, da, dar patologiile de lombare cervicale, exact, sunt în floare. Și mai e un lucru, începe să ne apese și nu mai putem să stăm drepți. Și asta este, sunt metafore aici. Și încep să te încovoi. Și când te încovoi, practic, nu mai poți să faci legătură, această relație între cer și pământ. Pentru că ai nevoie ca nu crește tu să fie și nu ceafa. Și astea sunt, cum acum vorba aia, filozofia cefei, ca să zic așa. Nu e vorba despre asta, e vorba despre faptul că ne uităm în pământ și vedem foarte aproape. Nu numai în pământ. Pământul nostru a devenit acum un ecran OLED, nu? Da.
care ne limitează și mai mult, astfel încât, știi, perspectiva aceasta piramidală, care nu e deloc la modă, mm-hmm. din păcate, da. Apropo de faptul că totul trebuie să fie egal, piramidal, cu cât ești mai sus sau ești mai muntean, cu atât vezi mai departe și mai bine. Da, cu cât ești mai jos, te uiți în pământ și vezi mai puțin. Iar asta are legătură, deci, cu ambitusul de conștiință, care este, de fapt, singura chestiune care se poate schimba sau crește și cu efecte generale. Când suntem sub presiuni mari, inclusiv patologii de coloană, și ne ține, ne doare, suntem procesarea energetică, emoțională, ocupă atât spațiu în RAM, nu? RAM, cred că zis bine, încât nu mai ai capacitate pentru a deschide fereastra diafragmelor pe care le ai la dispoziție ca să realizezi ce ești și încotro mergi, de fapt. Mm-hmm. Aici cred că e o cheie și a întâlnirilor. Oamenii acum se uită, da? Mm-hmm. Se uită la ce? La podcastul făcut de Raico Kuzmanovici. Și ei știu că se uită? Realizează că în acest moment se uită așteptând ceva? Pentru că nu poți să te uiți la un podcast fără expectanță. Și atunci întrebarea ar fi pentru fiecare. Și asta este, cum să zic, holografic pentru viața noastră. Privim peisajele vieții după cum se privește acest podcast. Cu expectanță. Ce așteptăm? Când așteptăm ceva, asta înseamnă că există o incompletitudine. Da. Ființială. Ca să folosesc cuvinte mari, o fractură ontologică, o formă de insuficient al acumului. Toate justificările din lume, din tradiții, dorință, mișcare, nu putem să simțim că, nu vorba aia, că am luat un, cu generozitate mi-ați oferit un cei și zice aici without gratitude there is no prosperity. Când ajungem să avem gratitudine? Uh-huh. Recunoștință. Pentru ceea ce este. Cel mai bogat om de pe lume, cine era? Elon sau cine era? Gates? Nu contează. Acum e, da. Nu este el. Da. Este cel care simte o recunoștință nemărginită pentru ceea ce este, atât cât are, ca și cum, uh-huh. e bilanțul final. Asta este o taină a recunoștinței, știi? Și acum deja am senzația că fac pe deșteptul și că e un monolog și tu mă... În fine, asta este, știi ce? Am decis și am ales ca aceste podcasturi, aceste întâlniri, de fapt, să nu fie acele ziaristice, că nici nu sunt, unde îți pun 3000 de întrebări și ca să... Seamănă mai la ca și cum, așa, da. Așa. Și ci de fapt vreau să curgă și în momentul în care invitatul meu, să zic așa, intră în flux informațional, să-l las. Nu știu, poate pe mine nu mă plictisește chestia asta. Da. Pentru că nu suntem la un interviu. Nu am nevoie să fac rating, ci pur și simplu vreau să livrez sau să mă folosesc cât de bine pot de această oră, ora și cât o fi, astfel încât să oferim publicului informație de calitate. Iar dacă ea este întreruptă pentru că am 5000 de întrebări ca să mențin o anumită dinamică, asta este o formă de încoadă de blândețe și de gentilețe în a îl susține pe celălalt. Și acum, ca să revin puțin la chestiunea aceasta, faptul că oamenii se uită la un podcast și acum se uită la acest podcast. Asta este realul vieții lor. Noi cu timpul nostru al înregistrării, ei cu timpul lor al
vizionării. Dar acum, când se uită și aud aceste cuvinte, noi suntem deja trecut. Corect. Se află într-un prezent în care se uită la fantome din trecut, pe cum ne uităm seara la cerul stelat și vedem lumină fantomatică. Da, trecutul. Și atunci, ce așteaptă, de fapt? Și întrebarea este, bun, ce așteaptă de la acest podcast? Așa cum așteaptă toată viața, ce va se întâmple? Și dependența de expectanță generează suferință în diverse grade. Da. Nevoia neîndeplinită. Și apoi ar fi și o întrebare între noi. Care este miza întâlnirii noastre? Și merg mai departe, pentru că tu mi-ai spus care e miza ta. Miza ta este să împărtășești cu recunoștință din prosperitatea ta interioară. Exact. Care ar fi miza mea? Să împărtășesc și dacă împărtășesc, ce se întâmplă? Există o miza mea? Sau încercăm să ne lăsăm în flux și fluxul nu ne mai aparține? Cât crezi? Asta e o întrebare. Noi aparținem fluxului. Exact. Ideea este dacă noi intrăm acolo, sigur, dacă ne lăsăm duși acolo. Spuneai că numele aristocratei din spațiul de jos, da, al pisicii Sofia, exact, ți-a venit. Da, așa mi-a venit. Și grație Sofiei ar fi bine poate să atingem ceva care mie mi se pare spectaculos. Nu există liber arbitru pentru cel care își pune problema că vrea să existe liber arbitru. Așa, interesant. Și că nu putem fi liberi de nimic, pentru că orice formă de libertate care este solicitată intern, ca și cum ai fi o marionetă, ai fi prea strânt, da, acest gen de libertate la care ne referim când o revendicăm, nu are legătură cu faptul că noi putem face parte din flux, că cu asta am început. Și acum, ca să nu fie foarte criptic, da? Sunt eu liber acum să spun, oare sunt eu liber acum? Cuvintele mele sunt alegeri personale. Cuvintele mele urmează un flux cognitiv pe care aș spune acum mi-l asum producând un plagiat existențial. Plagiatul înseamnă să-ți asumi opera unei alte entități și să o semnezi. Așa. Eu m-am gândit, eu vorbesc, tu m-ai invitat pe mine, eu sunt acela, eu am făcut, hai să vezi ce am făcut eu. Toate astea sunt formă de plagiat. Am înțeles. Eu încă sunt uimit de această, constatare. În ce sens? Nu iese din cărți, pentru că ceea ce se întâmplă, de exemplu, acum, este că eu pot să iau notă de ceea ce simt că pun în cuvinte, ca un flux, pornind de la faptul că ție ți-a venit numele Sofiei. Așa cum ți-a venit ție numele Sofiei, al pisicii, așa ne vin toate. Nu are sens să încercăm acum să aducem argumente prin apelul la autoritate, cum că creativitatea ține de ființa profundă, deci nu de ființa conștientă. Deciziile țin de ființa profundă, nu de ființa conștientă, pentru că ele se pot măsura acum, că deciziile se iau înainte de conștientizarea lor. Nu facem asta, pentru că n-am face decât să... E o eroare în argumentare, apelul la autoritate. Nu ne interesează asta, ne interesează să ajungem, poate, în situația de capacitate introspectivă. Apropo de ambitul de conștiință, toate mișcările
din ființa noastră au același caracter precum fenomenele meteo sau fenomenele cosmice. Da. Ele sunt spontane, generate de o ecuație hipercomplexă de factori, ireprezentabil, incognoscibil, dar din nevoia noastră de a înțelege, care orice înțelegere simplifică și caricaturizează chiar realitatea, o reducem la anumiți factori și spunem, nu știu, păi e normal că eu am vrut să beau ceai pentru că mi-era sete, da? Dar de ce mi-e sete? Setea este un fenomen organic care se întâmplă în funcție de condițiile coloniei de celule, cele de la 30 de miliarde, de la 70 de miliarde de celule, care conlucrează incredibil și generează inclusiv nevoia de sete. Celulele acestea sunt în conexiune cu anotimpurile, cu starea emoțională și mergem așa pe logica asta a interexistenței și a legăturii dintre fenomene până când ajungem în tot universul, dacă suntem în stare și dorim și nu ne sperie perspectiva asta. Adică, altfel spus, ba chiar s-au făcut studii. Decizia unui judecător, da, forma ei, depinde de starea tubului digestiv al judecătorului. Dacă a mâncat sau nu, sunt studii în care se arată tendințe de a privilegia o anumită soluție. Și asta, cum zic, e o chestie, o cercetare extrem de simplă. Adică, ce bagi în așa și ce spui. Dar anumite alte lucruri. Deci, și apoi, ce ai mâncat? Păi, cum ce ai mâncat? Ca să te duci să cumperi mâncare. Mâncarea aia, o pâine, înseamnă atâta muncă și efort care corelează, combină. E, dacă realizăm caracterul spontan al ființei noastre și faptul că noi suntem obișnuiți prin convenții sociale din educație să ni le atribuim ca entitate, atunci viața noastră poate să devină mai simplă și mai ușoară vis-a-vis de raportul nostru cu fluxul de care vorbeai. Condițiile de creativitate destinală nu țin de o conjunctură locală și închisă, ci de sisteme din ce în ce mai deschise, care, în definitiv, sunt expresia unei capacități experiențiale de a realiza că până și această mișcare de mână, eu nu știu cum o fac, se spune că ar fi preconștientă, subconștientă și că în momentul în care, Doamne, am avut, mi se pare, mâna asta puțin de la bicicletă căzând. Așa. Și apoi trebuie să reînveți în recuperare, să o miști și mișcările sunt din nou conștiente și apoi sunt împinse în bufferul preconștient, subconștient. Dar acum nu sunt conștiente. Ce înseamnă conștient și apoi inconștient? Nu? Corect, da. Înseamnă ceea ce omul modern caută să restituie din tradiții, cum că noi nu suntem sisteme închise și că vârful icebergului este ceea ce vedem, adică zgâriem suprafața, atât, și că dincolo se află 99% din univers, 7, materie neagră și energie neagră. Astea sunt, ai avut și invitați din zona asta și care se știu mai bine. Doamna a fost fizician. Dacă mai mult spațiul gol, de fapt, denumit materia neagră și energie neagră, decât masa. Da. Și apoi nu știm despre astea. Dar realitatea că și corpul nostru este așa. Pentru că distanțele între nucleu și electron, pentru că asta este esențialul după aia când ajungem în profunzime, sunt uriașe. Da. Iarăși, la fel comparabile cu univers. Da, absolut. Și atunci, îngânfarea noastră identitară și plagiatul sistematic pe care îl facem, atribuindu-ne o seamă de calități, cred că peste 200 de ani, 300 de ani,
poate și acum de către unii, o să fie privite cu o indulgență sau cu bunătatea și blândețea cu care privește un copil de grădiniță, care spune că o să oprească el ploaia. Cred că tindem spre o formă, o nouă formă de a ne preda. Nu știu dacă predatul ăsta sună, dar de a ne preda unor contexte mult mai mari decât eu-ul nostru. De fapt, de a ne lăsa în voia. În voia, da. În voia. Da. Ar fi. Să ne lăsăm în voia. Mă joc acum cu le spun eu acronimele vieții. De exemplu, APA. Da. Ascultă, predă-te, acceptă. APA este cel mai de jos element. Da. În sensul acesta. Ia orice formă, dar are o putere în timp excepțională. Poziția cea mai de jos și APA este cel mai flexibil element. Umple tot și merge după cum îi se... Da. Îi se... Și singurul element, hai să-i spun așa, să-l denumesc un element care are acele, poate să aibă simultan acele trei forme, și solid, și lichid, și gazos. Și există o vorbă, când e vorba de apă, pe care o luăm așa banal, dar o vorbă sârbească, care spune despre apă că tiha voda bregroni, adică apa liniștită este cea care sapă adânc în munte. Tiha voda, tiha. Ce frumos! Tiha, liniște, voda, apă. Da, da. Și apa liniștită sapă în munte. Sapă în munte. Da. Adică nu viitura, aia trece repede, dar aia liniștită care da. Tot sapă, tot sapă, tot sapă. Adică asta apropo de apă care e formidabilă. Ce frumos, Cocu. Metaforele acestea ne aduc o bogăție de ca, sunt portaluri, de fapt. Fie ca viața noastră și a celor care ascultă să devină tiha voda, treptat, astfel încât să avem puterea muntelui, fără să ne dorim, pentru că despre asta este vorba. Probabil că în societatea noastră, din atâta suferință și atâta neînțelegere reciprocă. Am venit cu un domn șofer, Traian se numea, și am văzut că avea o altă, își onora locul de șofer de mulți ani, făcea și altceva, nu mi-a spus ce. Și spunea că în ultimii 10-15 ani interacțiunile de tip agresiv dintre oameni în experiența lui s-au dublat. Și că asta este un efect al senzației că universul acesta este unul ostil, fragmentar, în care ducem o formă de război. Da. Ori, în momentul în care am deveni apă, am asculta, ne-am preda și am accepta, demnitatea noastră ar avea de suferit și ar fi inacceptabil. Pentru că un agent răuvoitor ar profita de bunătatea noastră. Asta este scenariul. Știi, asta mi-aduce aminte de un prieten meu, dacă pot, adică, na, îi spun că este prieten, cu toate că are 87 de ani deja, călugăr franciscan, care mi-a plăcut foarte mult atitudinea lui, alegerea lui. Exact asta, apa. Și țin minte, la un moment dat, l-am invitat aici în România să țină un curs de 2 zile și cei care au organizat călătoria, turneu prin Europa, i-au greșit și i-au rezervat biletul, dar nu l-au plătit, așa că biletul nu a fost emis. Și ne-am dus frumos la aeroport, el avea rezervare, fata de la check-in spune, aveți rezervare, dar bilet nu există. Dă-i telefoane una alta, până la urmă se constată că, de fapt, biletul n-a fost plătit din greșeala unui operator și că asta este. Nu mai erau, avionul deja decolase până noi ne-am lămurit
Și acum, cu toate tehnicile mele, eu eram acolo agitat, zic, cum să ajung? Iar el mă ia frumos, Justin mă ia și zice, lasă, e bine. Zic, ce bine că trebuie să... Mă primești, unde pot să mă cazez? Zic, la mine acasă. Efectiv, zice, asta e voia Domnului. Cine știe de ce este bine? Ajung mâine. Și adevărul că mâine, după masă, avea zborul, au rezolvat și am văzut acest lăsat în voie admirabil, unde, zic, eu eram agitat, care nu mă agit foarte mult, să zic așa, altcineva s-ar fi enervat, ar fi urlat, ar fi țipat, iar el era calm. Calm, zice, dacă asta este voia Domnului. Și adevărul că ne-am petrecut o seară foarte frumoasă, pentru că de-abia atunci am avut timp să povestim vrute și nevrute, să schimbăm păreri, opinii și mai profund, să ne cunoaștem mai bine până a doua zi când a plecat. Ăla e un moment care mie mi s-a părut formidabil ca o lecție. Ca o lecție. Că ideea este, pot să schimb ceva, pot să fac ceva? Nu, nimic. Pot să acționez atâta. Să mă las purtat, că dacă fluxul ăsta, universul ăsta vrea ca mâine eu să ajung la destinație și nu astăzi, mâine să fie. Remarcabil faptul că, fiind călugăr franciscan, nu are nevoie să își schimbe pantofii în funcție de colecția de anotimp. Așa. Și apoi am și o istorie de aeroport cu un călugăr Theravada de data asta. A pierdut legătura și i s-a dat o altă legătură. Ei nu ating banii. I s-a dat pentru că probabil că pierduse nu din cauza lui, din cauza avionului care întârziase. Însă el nu avea bani. Și timpul a devenit de nu știu câte ore și nu avea de mâncare, nu avea. Și nu ating bani. Și s-a lăsat. Dacă primezi bine, dacă nu, nu. Ce expresia facă-se voia, știi? Facă-se voia ta și câți de Tatăl nostru se spun, pentru că am înțeles că 30% din populația globului știe rugăciunea. Și după ce spunem rugăciunea, facă-se voia ta, cel care se bagă în fața noastră la intersecție este întâmpinat cu firea al dracului că era voia mea să fiu primul intersecție. Nici o poveste. Și destinația. Unde Dumnezeu ajungem? Urna de cenușe sau groapa 2x2 pentru toate vârstele. Destinația este limpede. Nu cred că există altă destinație sub aspectul ăsta. Și cu toate astea există această vervă în a obține obiectivul. O întreagă industrie pe obiective din dezvoltarea personală, da? Care nu face decât să susțină maratonul și alergătura după mirajul depărtării schițat prin obiectiv. Toate, de fapt, fiind o disociere de ce zice aici, să poți să fii recunoscător pentru ceea ce ai acum. Exact. Puterea apei care curge încet rezidă în a asculta și a te preda și a accepta ce? Ceea ce este acum și aici. Asta nu înseamnă că în mod spontan nu vei continua să curgi ca apă. Miza și tensiunea cu care o faci sunt esența. Călugărul, prietenul tău, călugărul franciscan, nu avea o miză acerbă care să-i genereze ulcer duodenal, cum că n-a ajuns acolo, sau hipertensiune arterială și alte forme de acidifiere celulară numai bune pentru mers la farmacie. Corect. Da. Trăim într-o cultură care transmite și promovează alergătura după mirajele obiectivelor de acolo. Așa este și suntem hrăniți din ce în ce mai mult.
ca și dacă acela ar fi singurul scop în viața noastră. Însă ai pomenit de acele așteptări, expectative. Ceea ce am descoperit este că, într-adevăr, așteptările sunt cele care ne rănesc și ne păcălesc. Însă, pe de altă parte, am descoperit că taman ce apare o așteptare și lucrez pe ea ca să mă detașez și să o las în voia ei să plece, descoper că mai am alte și mai am alte și mai am alte. Da. Și întrebarea este cum trăim cu... Cum să facem față cu aceste așteptări? Pentru că nu știu dacă există un loc unde ca și forma umană să n-avem așteptări. Principiul nirvana, despre care asta înseamnă tensiunea redusă la zero. Uh-huh. Există un loc. Uh-huh. Dar nu putem ajunge voluntar acolo. Somnul fără vise. Somnul fără vise. Câte ore îl parcurgem experiențial? Somnul fără vise este experiența fără de așteptări. Este o experiență însă a absenței. În ce sens? Spațiu-timpul, existența fenomenală, adică ceea ce e acum, se petrece, generează spațiu și timp. Când acestea se dizolvă, veșnicia se instalează. Veșnicia înseamnă nu că durează mult sau puțin, nu are sens timpul. Și asta se petrece în somnul fără vis. Noi atât de ușor trecem peste somnul fără vis, ca și cum ar fi all inclusive circul asta, fără să realizăm că este cutremurătoare constatare experiențială că noi rămânem aceiași, deși parcurgem o experiență a absenței oricărui fenomen mental, corporal. Și că acest noi, deci, rămâne un noi mult, mult, mult mai profund, un eu mult, mult mai profund decât identitatea socială, conjuncturală și tranzientă, că ne schimbăm, care se reface în somnul cu vis și apoi mult mai clar în starea de veghe. Așa că așteptările sunt mișcări fenomenale. Scuze-mă, vreau să spun. Da, vreau să întreb ca să clarificăm și pentru cei care ne urmăresc. Deci, te referi la somn fără vise, la acea parte a somnului când nu visăm. Da. Ideea este cum îl pot folosi ca un instrument ca să îmi îmbunătățesc viața în starea de veghe? Dacă somnul fără vis este o cheie în a nu avea așteptări și asta ne interesează să folosim, atunci putem foarte simplu să învățăm ceva de la somn. Somnul vine când vrea el. Nu poți să adormi conștient după dorință. Ai nevoie să-i asculți nouă apa, să-i asculți boarea, să-i te predai și să accepți experiența. Doar așa. Și vedem un lucru, nu? 8 ore, 7 ore, deci să zicem, până în 30% din viața noastră ne o petrecem în aceste stări de somn cu vis și somn fără vis, la care nu avem acces decât dacă ne predăm. Mai mult. Dar este și o necesitate. Aici vreau să ajung. Fără somn cu vis și somn fără vis, ființa umană nu poate să funcționeze mai mult, nu știu, 48-60 de ore, cât o fi. Da. Asta înseamnă că regenerarea sistemului se face prin dizolvarea tranzitorie a stării în care noi ne aflăm cu toții acum. Și că această stare este în sine consumptivă și nu regenerativă. Cealaltă stare este regenerativă.
Cealaltă stare, în somnul cu vis, de pildă, ce identitate avem? Cine suntem în somnul cu vis? Nu știm. Vedem foarte clar, mai sunt forme de somn lucid, dar sunt accidentale, în care să poți să-ți controlezi. Mm-hmm. Aici, nu știu, poate ai avut și tu, am avut câteva experiențe, dar sunt într-o viață de om, vreo 5-6. Da. Restul suntem în torentul unor evenimente pe care nu le putem stopa. Ne produce groază deseori. Bun. În viața noastră suntem de asemenea subiecții unor evenimente pe care nu le putem stopa mai devreme sau mai târziu. Buddha. Așa. Voia Tasul să rămână într-un mediu aseptic de îmbătrânire, boală și moarte. Nu. Îmbătrânirea, boala și moartea fac parte din natura noastră și astea în sine sunt circumstanțe în fața cărora e dificil să ne predăm. Precum somnului. Deși somnul este fiecare adormire este o mini îmblânzire a morții prin care cu toți o să trecem. Iar insomniacul are în sine o repulsie de moarte care este simetric, o dificultate de viață. E ca un fel de zombie, în definitiv, fără să practice nici viața, nici moartea, nici somnul, nici veghea. Eu asta spun, că noi în fiecare noapte, de fapt, când adormim, exersăm moartea. Că nu știu, în momentul în care am adormit, nici nu știu că respir. Conștientul a dispărut. Adică inclusiv și atunci când visez, nu sunt Raico când visez. Da. Adică în acel film al visului, eu sunt o ființă umană, eventual sunt niște personaje cunoscute câteodată, dar nu știu unde sunt, cine sunt, încotro mă duc. Și atunci, mai ales în perioada aia fără somn, fără vis, exersăm această moarte. Și asta e o discuție care am avut-o cu tatăl meu, dar care s-a încheiat destul de repede, pentru că tatălui meu era foarte frică de moarte. Și atunci mă străduiam să explic niște principii care eu le descoperisem, însă n-a putut să se ducă dincolo, adică dacă îi mai spuneam și chestia asta așa, mai cu susținere, cred că l-aș fi speriat și mai mult. Dar în fond asta este. Nu știu dacă o să mă trezesc, dar știi, când mă trezesc, unul din lucrurile care îl fac este ce scrie acolo, să îmi exprim recunoștința. Și pentru lucrurile care vor urma și de care nu știu. Da, da. Excelent de bine lucrul acesta. Nu e all inclusiv. Sunt niște sute de mii de oameni care mor în somn la nivel global. Și apoi, faptul că ne aflăm aici și că oamenii ascultă această discuție din trecut, fantomatică deja, este nu all inclusiv. Câte procese celulare, ce sinfonie conlucrativă de miliarde de celule, este de o infinitate la nivel de complexitate pe care noi cu aceeași inocentă îngustime nu o putem vedea. Și atunci indicii de discriminare cum se produc? Poți să apreciezi dantura atunci când nu te doare. Poți să știi că un pantof este bun atunci când nu te doare și îl consideri ok. În acest moment, cu toții care suntem în acest Raico Kuzmanovici podcast,
avem inimă bună, plămâni buni, ochi buni, rinichi buni, etic buni, este un miracol. Ar trebui în acest moment să ne conectăm în direct cu vreo 10-15 secții de terapie intensivă sau de blocuri operatorii, să vedem ce înseamnă tragedie când rinichii nu-ți merg, inima, plămânii, etc. Nu este all-inclusiv, nu e un drept al nostru, pentru că entropia și distrugerea sunt specifice transformării și curgerii, oricând se poate întâmpla. Probabilitatea ca un lucru să meargă bine este mult mai mică decât ca acel lucru să nu meargă bine sau să se distrugă. Noi suntem insule de negentropie, adică suntem insule de stabilitate tranzitorie care oricând se poate duce de râpă. Asta da, conștientizare. Însă, răul în lume nu e rău. Dracu este de fapt inițial un înger care a ajuns jos. Exact. Tocmai ca să putem să discriminăm. Dacă nu discriminăm noi și ne autoimpunem exercițiul discriminării, viața o să ne spună, ok, nu poți tu, hai să te ajut. Păi cum? Hai să pierzi câte ceva. Poate pentru o perioadă, ca să vezi, să poți să apreciezi ulterior. Dar chiar e nevoie să pierdem ceva ca să ajungem să apreciem? Pentru majoritatea dintre noi, și ne includem, poate, eu mă includ, da. Așa funcționăm. Să zicem, așezările din tradiții, stilul de viață din tradiții, că îi zice monastic, că îi zice nu știu ce. Ce fac oamenii ăia acolo? Își autoimpun forme sacrificiale de pierdere, astfel încât să nu li se mai administreze, adică cine să nu, universul să nu-ți mai dea forme de rău, ca să poți să discriminezi cu instrumentele pe care tu le ai la dispoziție, dacă miracolul te aduce acolo. Adică ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Probabil că scopul vieții este să tot căutăm obiective în viață sau scopuri până când realizăm că viața nu are scop. Și că scopul intrinsec al vieții este exact această clipă. Când spun scop, este o experiență în 15 milioane de X necunoscută ca da. De unde vii, unde, ce e asta? Și că experiența în sine și plinătatea ei este cheia. Mersul în fiecare moment, de fapt. Fiecare pas este și scopul. Nu există ceva mai departe de asta. Adică, de fapt, ideea este să ne bucurăm de fiecare clipă. Da. Dar cum ne bucurăm? Decât dacă stăm sub incidența posibilității de a pierde. Pentru că altfel nu. Cum spune americanul, nothing is granted. Absolut, nimic nu este garantat. Absolut. Dacă am face acum un exercițiu între noi, ăsta este ultimul podcast pe care o să-l faci în viața aceasta. Acum să adăugăm, da. Ca să nu menim. Da. Cu Matei Georgescu în data de azi. Că poate cine corect. Știe, peste 100 de ani nu mai chem, să zicem. Dar dacă ar fi ultima zi din viață. Exact. Ultima zi în care îți vezi copilul. Ultima zi în care îți vezi un părinte. Ultima zi când poți să mai faci, să te mai duci pe acel drum sau să vezi o floare. Dacă asta ar fi ultima, cum te-ai uita la acea floare? Asta este expresia intrinsecă a recunoștinței și a bucuriei. Ce am avut și ce am pierdut. Trebuie să pierdem ca să putem să vedem ce avem. De fapt, să cunoaștem, avem nevoie de această dualitate, de fapt. Da. Ca să le cunoaștem și pe una și pe cealaltă. Și să poți să apreciezi una prin cealaltă și cealaltă printr-una. Altfel nu se poate. Și asta este o șansă care e dată omului. Îngerii se pare că nouă. Da. Poate n-au nevoie. Răul și binele. Așa că, de ce există război și mizerie pe lume?
Mizeria nu există pe lume, e în noi, în primul rând, pentru că, evident, războiul este o construcție internă, o reconstrucție internă, de fapt, a unei imagini externe. Totul e în noi. Și aici, cred că o altă temă pe care, temă să-i spun, destinală, este următoarea. Da. Hai să facem un exercițiu de imaginație și să vedem acum un om care începe și maltratează și bate o fetiță de 12 ani, îi am imaginea în minte, o bate până când fața ei este tumefiată, ea este înghețată și sufletul ei deja e disociată și urlă, țipă, este peste orice formă de suferință, după care îi înfige un ac de seringă cu o seringă prin stern în inimă și injectează în inimă un derivat al benzinei. Ceea ce spun acum s-a întâmplat, acest om va fi existat, a avea și această fetiță a cărei fotografie a rămas. Acest act de o atrocitate greu reprezentabilă, cred că este o cheie a realității umane. Greu de privit. Și acum ceea ce spun, vă dați seama, băi frate, excelent de bine și vii cu o dioșenie asta, așa. Dar dimpotrivă, excelentul de bine se creează dacă putem să realizăm iadul. Și atunci merg pe iad. Uh-huh. Oamenii care ascultă, văd așa, acest torționar care a existat în al doilea război mondial și această fetiță. Și îi rog pe fiecare să vadă cu cine se pot identifica în poveste. Da. Pentru că atunci când asculți o poveste, încerci să te identifici cu un personaj sau un celălalt. Corect. În filmele pe care le vedem acum la cinema, ne identificăm cu erou în genere, pentru că nu suntem erou vieții, dar puțin se pot identifica cu personajul negativ. Da? Da, dar pentru că este o... Știi, aici intervin cu sindromul Stockholm. Sigur. Pentru că eu pe o perioadă scurtă trăim o emoție puternică timp de ora două. Dar dacă ne petrece mai mult timp cu cu acel personaj negativ, s-ar putea să ajungem să-l simpatizăm. Da. Și aici sunt multe discuții apropo de Scott. O chestiune ar fi așa. De ce se produce această recalibrare? Pentru că ajungi să, fiind aproape de acel răufăcător, să constați în el și forme de inocență. Pentru că nimeni, cu toții suntem inocenți, și un criminal. Comportamentul este problema și, de fapt, ceea ce i s-a transmis și de mai departe. Și acum cineva poate să spună, tu scuzi criminalii acum prin teorie? Nu scuzi criminalii prin teorie. Faptele lor aduc multă suferință. Ceea ce avem nevoie este să ne coresponsabilizăm în ceea ce privește criminalii și arătat-o cu degetul. Pentru că un criminal există și pentru că eu sunt îndestulat și mulțumit și nu mă implic în societate. Iar acel criminal va fi fost un copil abandonat și neglijat, de care mie nu mi-a păsat. Înțelegi de ce este foarte important să vedem acum cu cine ne identificăm? Cine... Dar asta include responsabilitatea și socială. Include responsabilitatea socială. Adică o solicită, de fapt. Absolut. Deci, atacul la relația socială este problema. E necesar să fie reclădită, să ne reclădim satul sau clanul în care să simțim că aparținem și că nu suntem singuri. Și că dacă ni se întâmplă ceva, imediat 10 sar să ne ajute și la rândul nostru la fel. Ăsta e paradisul. Asta e populația Hunza, a cărui apă o dorim să le bem apa. Dar nu apa este povestea. Exact. Și energia de acolo care generează ei. Iar interexistența lor, exact, este după legile cosmosului de care vorbeam. Gândul meu este universal, este un fenomen cosmic precum meteo. Iar ei se comportă în societate precum colonia unui corp de celule. Se interajutorează.
Și totuși ne-am îndepărtat unii de alții. Știi, mi-am petrecut mult timp vacanțele la țară și am observat evoluția vieții la țară, unde n-a existat casă care să n-aibă găini, porci, animale, și exista un lucru foarte frumos când mergeam, de exemplu, la strâns cartofi, se adunau toți copiii și ia strângeam la unul, la celălalt și tot așa. Adică această formă de colaborare, când se ridica o casă, iarăși, toată lumea participa. Însă, pas cu pas, nu știu ce lucruri așa perfiți a strecurat, au început să dispară animale. Deodată a devenit mai comod supermarketul. Dar s-a petrecut și o chestie unde lumea s-a îndepărtat, nu se mai ajută. Adică în momentul în care cineva își face o casă sau mai are un petec de pământ și are de strâns cartofi sau viță de vie sau ce o fi, trebuie să descurce singur. Ce s-a întâmplat cu societatea noastră? De la această organizare rurală în speță, către marile aglomerări, megalopolisul, în care nu mai ai resursele de a forma și de a menține legătura socială, apartenența, pentru că probabil condițiile de megalopolis sunt inflaționare din capul locului. Nu suntem făcuți să trăim în comunități de milioane. Da, adică oricum trăiam și la oraș, unde așa se întâmpla, așa era viața, fiecare cu treaba lui. Da. Eventual, dacă suntem vecini, bună ziua, bună ziua, și poate se întrupează, să zic așa, o apropiere, nu neapărat o prietenie. Însă la țară era cu totul altceva și totuși la țară nu s-au construit blocuri, dar pas cu pas a dispărut această colaborare, această urbanizarea satelor, cum ar veni sub acest aspect. Disoluția, fenomenul, cred că are legătură cu următoarea chestiune. Ce aduce modernitatea? Mijloacele tehnice sunt expresia capacității cognitive, prefrontale, poate, sau știu și eu, așa, de a decupa realitatea în bucăți din ce în ce mai mici, mai mici, miniaturi, recombinarea lor. Deci procesul care a dus la computere și supercomputere este un proces de fragmentare, tehnic vorbind. Da. Din ce în ce mai mică. Da? Și combinând bucățile din ce în ce mai mici în ansamble hiper complexe, dar fragmentarea este sursa. Capacitatea de fragmentare, deci o capacitate, să zicem, analitică de îmbunătăți, de îmbucătățire a realității, este expresia avansului tehnic, tehnologic, mă refer la computer, de care trăim societatea informatică. Ori acest proces de fracționare, pe care îl vedem ca fiind sursa tehnicii, este corelat cu o fracționare interioară. Și atunci ceea ce am câștigat sub aspectul tehnic și al faptului că acum stăm cu ochii în telefoane, am pierdut sub aspectul capacității de apartenență, de integrare a fragmentelor. Fragmentarea socială, fragmentarea psihică devin din ce în ce mai pronunțate. Iar asta este catastrofal. Există o contramișcare de la Flower Power încoace, să zicem, New Age, și inclusiv podcastul tău și toate, în care căutăm societăți de tip pseudoclan în care să aparținem sub aspect sufletesc sau al valorilor, ca o reconstrucție și refacere, revenire. José Silva, pe care tu l-ai adus în România, etc., sunt contramișcări în fața pericolului de distrugere esențială a ființei umane și de autodistrugere, deci, prin această fragmentare, care duce la ce? La faptul că avem convingerea că tu nu ai nicio legătură cu mine. Și deci, dacă n-ai nicio legătură,
eu pot să te consider pe tine chiar un obiect bun de folosință. Trafic de carne, da, tot felul de trafic și mai ales raportul dintre noi. Ce mă interesează cine ești tu? Și să revenim la faptul că în acest proces de fragmentare, proces de fragmentare, psihologic vorbind, este și un proces, deci rupi în tine și ceea ce nu poți să primești la matca ta ca ființă, zici că tu nu ai, e inconștient, și îl arunci în lume și spui, uite nenorocitul ăla, uite ce a făcut. Și revenim la cel care a omorât-o cu atrocitate pe fetiță. Și exercițiul, iată, vedeți fluxul excelent de bine cum ne-a dus, ca și cum să nu mergem mai departe cu chestia asta. Dar hai să mergem, că nu mai durează mult, să strângă oamenii din dinți. Dacă nu vă puteți identifica cu acest atroce persecutor care omoară o fetiță gratuit, putea să nu omoare, dacă nu te poți identifica intern și să simți că ești capabil intern vorbind, de această formă de violență și de sadism și spune, a, eu nu, tu da. Asta generează toată fenomenologia de tip societate agresivă. Proiecția unei părți sadice pe ceilalți. Și remanența în cealaltă parte de victimă. Eu sunt victimă, ei îmi fac rău. Varianta defensivă 2 este eu sunt victimă, tu îmi faci rău, ia să vezi tu. Eu devin acum agresorul și te fac pe tine să fii victimă și escaladăm. Și ăsta este genul de discurs din media, din politică, din lume, pe tipul, de tipul care o are mai lungă, care o are mai mare, care și nu mai este chestiunea aceea, eu în psihanaliză stadiul uretral, care face pipi mai departe. Da? Da. E, asta se transformă în care are o bombă cu rază de acțiune mai departe, care are bani mai mulți, mai mult, puterea. Exact. Și asta numai într-un joc nesfârșit. Schizoparanoid, deci al disocierii și proiecției în care tu ești vinovat pentru ceea ce e în mine. Exercițiul acesta cu persecutorul atroce care omoară fetița este un exercițiu de oglindire a părților din noi. Și câtă vreme noi nu putem să ne realizăm atât caracterul de victimă, cât și caracterul de persecutor, da, ne va fi dificil să avem capacitatea, așa am zis, de conștiință necesară ca să vedem că aceste realități sunt proiectate în lume. Ele nu au existență reală acolo, ci sunt fragmente din noi disociate, deci neacceptate. De ce nu le acceptăm? Pentru că eu, dragă Raico, nu pot să accept că sunt un sadic nenorocit și un persecutor, pentru că dacă aș accepta lucrul ăsta, aș fi exilat și marginalizat de tine și de toți. Ăsta este, de fapt, caracteristica refulării. O parte, da, marginalizată și exilată. Țapul ispășitor. Să ne chemăm țapii ispășitori din nou în ogradă, să-i mângâiem și să le mulțumim. De altfel, parabola fiului risipitor se referă cumva la chestiunea aceasta, întrebare cine-i tatăl care poate să aibă atâta iubire încât să accepte orice personaj care este nebun și hiperviolent. Și de ce e personajul nebun și hiperviolent? Pentru că asta a primit, pentru că îl doare foarte tare, pentru că a fost exilat, marginalizat. Deci, de fapt, este un strigăt de ajutor. Absolut. Orice pumn ridicat și nevoie de putere este un strigăt de ajutor pe care nimeni nu mai poate să-l asculte ca atare. Câți oameni în ascendența noastră vom fi avut în condiții de război care vor fi fost inclusiv criminali și deci exilați și excluși din familiile noastre? Da. Perspectivele sistemice arată cât de important este să vedem că orice fenomen de exil interior al nostru, de care nici nu avem habar, este expresia unui strămoș care va fi fost exclus din familie, ori sistemele nu pot să excludă. Și atunci locul persoanei excluse este rejucat de un descendent și face același lucru. Deci o chestie transgenerațională.
Adică foarte... E o hartă bună, această hartă transgenerațională, care să ne facă să ne aducem din nou la noi, în noi, străbunii și să le dăm loc în inima noastră, inclusiv celor care sunt socialmente desconsiderabili, mai ales acelora. Pentru că dacă nu le dăm loc în inima noastră, deci dacă noi nu ne punem în contact cu ei, atunci vom căuta și vom continua să arătăm cu degetul, proiectând din nou, din noi, ceea ce nu putem accepta și lumea va fi mai rea. Și ca să acceptăm, cred că, așa zic eu, unul din lucrurile importante este să iertăm. Iertare este acceptare în sine, da, da. Iertare este integrare în sine. Iertare este momentul în care vezi inocența dintr-un rău făcător și vezi că nu a vrut să facă rău, dar comportamentul lui, precum gândurile noastre, vor fi fost spontane și irepresibile. Irepresibile. Nimeni nu vrea să calce un om pe trecere pietoni. În acel moment, ambitul de conștiință este îngustat. Trebuie să înțelegem că răul intervine pe un fond de turbion emoțional. Turbioanele emoționale limitează capacitatea de conștientizare. Pe acest fond se întâmplă toate relele din lume. Creșterea capacității de conștientizare, odată cu liniștirea apelor, este cheia unei lumi mai bune. De aceea, mijloacele prin care să putem revela țapii ispășitori de care ne scuturăm ca să fim buni cetățeni, sunt esențiale în posibilitatea de a calma. Pentru că nu e suficientă meditația, știi cum e? Da. Pace cu voi, respirați după mine, totul e foarte bine și după aia ești pe orice, fiația e dracu, știi că nu poți, exact. Pentru că sursa rămâne. Și când spui firea dracu, să-ți dai seama, cine e firea dracu? Vai, n-am voie să spun așa ce... Bun, nu primește-ți agresivitatea. Și pe măsură ce o primești, poți să o exprimi non-violent. E paradoxal. Majoritatea ne reprimăm agresivitatea. Dar represia... Dar te abții, pentru că te abții. Dacă te abții, devii violent. Nu abținerea este cheia. Sigur că da, ci expresia agresivității într-o manieră non-violentă, prin realizarea sursei ei și a faptului că este un strigăt al sufletului tău. Ți se spune, ai nevoie prin agresivitate să-ți recalibrezi ființa. Nu s-o exprimi pe un terț. Sunt tot felul de maniere de a-ți explora agresivitatea non-violent. Din păcate, câți aud despre lucrurile astea? Și atunci, bun, s-a auzit de la meditația Osho, în care începeai să dai cu pumni în pernă, să te faci să urli ca nebunul, la, nu știu, Marshall Rosenberg, comunicarea non-violentă, în care din nou se încerci să pui cuvinte. În momentul acesta mă simt marginalizat de tine când mi-ai spus că sunt un prost, și simt o durere foarte mare. Și apoi simt o nevoie de a te contraataca de 3 ori mai mult decât ai făcut-o. Asta este o manieră de a auto-reflecta despre asta. Și nu știu dacă sunt tehnologii. E un miracol când cineva poate să meargă pe calea asta. Dar soluții există. Înseamnă că există căi, există soluții. Da. E necesar doar să le îmbrățișăm și să le punem în practică. Și apoi... Îmbrățișerea și punerea în practică sunt miracole care sunt date de sisteme non-locale. Nu de noi. Da. Nu de noi. Noi nu putem decât să exprimăm creativ, precum numele venit prin channeling al pisicii. Așa. Channeling, asta e, știi, ca și cum. Totul e channeling, da. În definitiv. Suntem canale. Canale ale universului, până la urmă. Dar ne e greu să ne acceptăm acest statut. Și atunci universul acesta... Da, pentru că nu este palpabil. Suntem educați ca totul să fie palpabil, ca totul să aibă o explicație rațională, că 1 plus 1 fac 2 și tot așa. Și căutăm această palpabilitate, această exprimare materială ca și o dovadă. Pentru că în lipsa dovezii rămânem într-o necredință și confuzie greu tolerabile. Necredință și confuzie greu tolerabile. În definitiv, nu e vorba de credință, ci e vorba de experiență.
experiența cu somnul profund, experiența cu propriile gânduri. Poți să îți controlezi un gând? Poți să-ți controlezi un gând? Este în această întrebare se investesc o seamă de credințe și de nevoi. Adică cum eu sunt marionetă, de exemplu? Revolta adolescentină în fața unui mediu incorrect. Etc. Fenomenele cognitive sunt egale cu fenomenele celulare din corpul nostru. Câți litri de sânge ne-au filtrat rinichii de când vorbim? Corect. Exact. Eu mi-am filtrat sângele. Nu spunem asta. Spunem despre gândurile noastre asta. E paradoxal. Despre emoțiile noastre. Noroc că cu emoțiile mai puțin. Că nu zicem, acum simt iubire și apeși pe buton, nu știu. Acum o să... Stai să mă gândesc. Cum adică să te gândești? Cel mult poți să spui. Am nevoie de să văd ce captez din spațiu interior ca fenomen spontan, cognitiv, pe care conștient nu-l controlez. Da. Totuși, pe de altă parte, studiile spun că mai mult din 95% din ceea ce facem în timpul zilei este expresia subconștientului nostru, adică gândurilor din subconștient. Da, da, da. Da. Ceea ce înseamnă că suntem conștienți doar de o mică parte a gândurilor. Da, da. Pe care le gestionăm conștient. Capacitatea de integrare a conștiinței este de 7 plus minus 2 elemente simultan. Și atunci, realitatea aceasta are atâtea variabile, atâtea și atâtea, încât posibilitatea de a integra elemente disparate, deci este atât de limitată. Și apoi, următoarea formă de cunoaștere e cunoașterea intuitivă, în care lucrurile nu mai sunt conturate, dar senzațiile, mă rog, da, sunt mai ușor. E un alt registru. Ca să nu mai zic cunoaștere emoțională sau cunoașterea prin rezonanța corporală, știi, apropo de corpul care spune nu sau da și spune da, ce e bine. Astea sunt forme de cunoaștere care au mult mai mare putere destinală decât cunoașterea cognitivă. Iar deciziile pe care le luăm nu au nicio legătură cu deciziile raționale. Întotdeauna doi oameni se întâlnesc și se despart din alte motive decât cele conștient declarate. Ar fi stupid să spui, bun, noi folosim 5% din ființă, 95% nu, și să zic, dar știu eu de ce. De aici și probabil necesarul, da, dacă poți să constate acest plagiat ontologic, așa, apoi îți permiți o formă de smerenie existențială totodată. Da, Dumnezeu cu milă, acum știi cum e, ascultându-mă ce debitez aici, mă și crucesc, știi? Pentru că lucrurile astea îmi vin spontan, nu știu de ce îmi vin. Și mă întreb apropo de miză. Nu, n-am un răspuns. Nu știu dacă vreau să fac lumea mai bună, pentru că mă întreb ce lume vreau să fac mai bună. Lumea aceasta, ca o reconstrucție a lumea acesteia sau nu? Și dacă vreau să o fac mai bună, adică dacă realizez că nu pot să o fac mai bună, nu putem să o facem mai bună. De ce? Pentru că deja este. Cum Dumnezeu să face un lucru dacă El este deja? El este deja. Dar poți să contribui schimbând ceva din tine. La? La schimbare. Știi? Da. Pentru că teoria mea personală este că, știi, apropo de asta, să fac o lume mai bună sau nu, eu cred că lumea este așa cum este. Nu e nici bună, nici rea. Universul este așa. Nu e nici bun, nici rău. Da. Ci, de fapt, noi definim dacă ceva este bun și rău prin prisma educației care am primit-o. Da. Dar în rest sunt doar niște evenimente. Este doar ceva ce există așa cum este. Da. Exact. Exact. Noi construim semnificația lui. Și apoi, universul, de ce este neutru? Asta spui. E echilibrat, da, în bine, da, și rău. Despre asta este vorba. Universul este perfect auto-evident. Numai ce să faci în plus sau în minus.
sunt variații în fluxul căruia noi ne situăm. Dar uite că oamenii au fost educați, oarecum educați, să aibă dorința să stăpânească natura. Din păcate, în loc să trăim în comuniune cu ea, în armonie cu ea. Da. Și atunci dau tot timpul acest exemplu. Și atunci, la un moment dat, natura dă un strănut și rade de pe fața pământului acesta 250.000 de oameni printr-un simplu val, da, care s-a numit tsunami. Acum, din punct de vedere educațional, pentru mine a fost o tragedie, că totuși 250.000 de suflete umane au pierit atunci, dar pentru acest univers a fost un strănut. Și atunci e bun sau e rău? Aici este cheia, de fapt, cred. Știi că sunt istoriile alea zen în care orice lucru e dublu fațetat. Nu vin, merge unul și vine cu sejur pe picior. Vai, ce tragedie! A doua zi sunt convocați la război. Ăsta nu e luat, care picior rupt, o fi bine, o fi rău. Orice lucru și așa mai departe în viață, toate sunt egale până la capăt. Și de aceea nu ai ce să schimbi. Cu atât mai mult cu cât acest echilibru între bine și rău, care oscilează între bine-rău, e ca un mers al universului. Este viața noastră. Și să știi întotdeauna că după vine rău, după rău vine bine. Și așa, despre asta este vorba. A o duce bine înseamnă a realiza lucrurile astea. Despre asta e vorba. Nu e vorba de conținutul de bine. Da. Ci despre a putea fi în rezonanță cu legile universului. Astfel încât știi că poți să duci orice și știi că dacă vine ceva, pleacă altceva. Calea de mijloc, în definitiv, poate asta se referă. Oricum, tot ceea ce am zis și am perorat este total demn de neîncredere sub toate aspectele și măcar, cum zic... E prima dată când aud și de la un profesor chestia asta, pentru că și predai. Absolut, absolut. Ești profesor la facultate. Singura formă de a putea avea încredere este în propria experiență. Restul sunt fantome. Așa că, probabil, calea vieții care îi va duce pe fiecare în toate acestea, și apoi, știi cum e, nu știm ce influențe sunt și dacă acest moment generează influențe. Generează influențe, clar. Clar. Nu știm care și mai ales nu ni le-am propus. Mm-hmm. Nu. Unde dai și unde crapă, cum îți place. Ai zis să te surprind la final că una dintre întrebările este de ce faci excelent de bine? Uh-huh. De ce? Care este rețeta ta momentelor tale de excelent de bine? Care este motivul tău? Niciun motiv pe care pot să-l convoc acum. Viața în sine este excelență. De ce există ceva în acest moment în loc să fie nimic? E un mister. Sunt 6 taine în biserică, dar asta este prima. Taina existenței. Taina lui eu sunt. Cu toții facem excelent de bine câtă vreme putem să realizăm eu sunt. Sunt. Fondul existenței, dincolo de combinațiile și de conținuturile existenței. Și tu te știi că ești, și eu mă știu că sunt egal acu 10, 20, 30, 40, 50 de ani, fiecare cu vârsta lui. Da. Nicio diferență. Te uiți în oglindă, vezi toate diferențele. Dar fără să te uiți în oglindă, nu nicio diferență. Acest eu sunt este calea, adevărul și viața. Eu sunt e calea, adevărul și viața. Reformulăm. Eu sunt, această expresie reprezintă calea, adevărul și viața. Nu-i vorba de cineva de acolo, de Iisus sau cineva. Eu sunt este calea, atât. Eu sunt nu s-a pierdut, nu se schimbă, nu se pierde. Tot acolo rămâne. Eu sunt inclusiv în somnul fără vise. Dar nu am încă capacitatea să realizez asta. Dar eu sunt în somnul fără vise și e logic că nu pot să-mi pierd continuitatea exact. Și apoi să mă renasc. Exact. Eu sunt în somnul cu vise. Tot spun asta.
Așa că singura motiv pentru care este excelent de bine este că existăm, că suntem și putem să constatăm asta. Indiferent de condițiile în care ești. Poți să fii rege, poți să fii cerșetor, poți să fii criminal, poți să fii victimă sau poți să fii Raico Kuzmanovici și Matei Georgescu. Am dat întrebare. Ce le-ai recomanda oamenilor să facă, să guste, să încerce, ca să pășească pe drumul lui excelent de bine? Acum știi primul. Să vă uitați la toate episoadele podcastului Raico Kuzmanovici, să veniți la terapie la Matei Georgescu, că cam asta ar fi, astea sunt tendințele. Da. Ce recomanzi să facă? Noi nu știm niciodată, cu măsura propriilor noastre vieți, ce se potrivește pentru alții. Și atunci, calea ar fi așa, să îi propui celui care vrea lucrul ăsta să meargă mai bine, să se oprească. Măcar o clipă. Să se așeze sub un copac. Nu știm dacă acel copac poate fi încă pentru el copacul vieții. Dar să stea sub acel copac. Și să încerce să-și țină respirația suficient de mult încât să se sufoce. Și apoi să realizeze că noi nu ne putem ține respirația vieții prea mult fără să ne sufocăm. Și să se întrebe câtă asfixie în destinală va fi avut, fiindu-i frică să respire profund și să inspire și să expire, adică să se inspire și să inspire pe alții și să se expire și să se arunce la gunoi mereu și să ia de la capăt, fără să știe unde ajunge. E un exercițiu care aduce un pic și cu arborele iluminării lui Buddha și cu arborele cunoașterii din așa și cu multe. Și este o metaforă până la urmă. Oricum, știi, câtă vreme mai ai încă soluții să le recomanzi altora, înseamnă că ești total necredibil, întrucât habar n-ai să taci naiba din gură și să faci următorul lucru. Și aici este încă un acronim al vieții care pe care îmi place să-l spun, și anume să rostești sau să-ți duci viața cu rost. Să respiri, să observi, să surzi și să taci. Rost. Să respiri, să observi, să surzi și să taci. Aceasta e atitudinea pe care poți să o ai atât în trafic, cât și în fața unui persecutor din trafic sau în fața unui înger și mai ales în fața ta. Să fie puțin rost în fiecare zi. Asta mi-a plăcut enorm de mult. Mulțumesc foarte Mulțumesc. Mult. Mulțumesc. Și acum, dacă tot ai zis să nu-ți spun nimic, acesta este vasul cu mesajele noastre care sunt în engleză. Și ideea este să-ți pui intenție, să scoți un mesaj, să-l citim, nu ne spui intenția, că este a ta personală, dar să citim mesajul și să vedem ce ne spune apropo de întâlnirea noastră de astăzi și de intenția ta. Ce frumos, mulțumesc. Mi-am pus intenția. O să trag cu mâna stângă, pentru că este mâna receptivă, mâna sinistră, mâna feminină, mâna... Mâna care primește. Mâna care primește. Ce frumos sunt în pachet. Să nu spui că sunt și legate cu ațișoare. Sunt și legate cu ațișoare, da, absolut, că înăuntru este mesajul. Ia uite-te, dar să știți și ațișoarea asta, ca să o legi, ce multă migală. Da. E remarcabil. Sunt fascinat de ce face prietenă. Citesc? Da, te rog. The thirst and best victory is to conquer self. Plato. Prima și cea mai importantă victorie este să te cucerești pe tine. Fix în contextul nostru de astăzi. Să te cucerești pe tine. Ce din tine să cucerești? Poate acel persecutor sadic, poate acea victimă, să-i primești la masa sufletului, să-i onorezi și să le mulțumești pentru atâta suferință și atâta încercare disperată de a transmite un mesaj ființei noastre. Și apoi să ne plecăm. Asta este singura mișcare
recomandată și pentru afecțiunile cervicale, să ne plecăm capul în fața unui ordin mult mai mare decât suntem noi. Suntem noi. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta, pentru onoarea care mi-a oferit-o să fie aici. Eu îți mulțumesc, dragă, și pentru ochii și sufletul tău atât de bun încât să, cum să zic, să, inclusiv să fii tolerat astfel de, monologul. Mie mi-a plăcut personal. A fost altfel și îmi place foarte mult și cu siguranță o să ne mai întâlnim și o să mai povestim. Dar până atunci, dragilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Cu Matei vorbisem la început și spuneam, ok, care vrei să fie subiectul? Și a zis să vorbim despre ce. Așa că astăzi am vorbit despre ce. Rămâne voi să ne spuneți despre ce am vorbit, dar până atunci și până la data viitoare, țineți minte să faceți excelent de bine.